A fost ca o lecție cumva pentru mine, pentru că am citit așa în ochii lor, printre lacrimile lor pline de emoții și de așa bucuria din sufletul lor în momentul în care am început să-i colind, să le cânt, pentru că la vârsta aceea să-i vezi așa singuri cumva departe de familie este destul de greu și de complicat și pentru mine a însemnat foarte mult să fiu alături de ei și s-au bucurat enorm. Îmi vine destul de greu să exprim în cuvinte ce emoții și trăiri am avut. Trebuie doar să trăiești anumite momente. Ți-ai stăpânit lacrimile? Recunosc că foarte greu. Dar a fost și Anastasia, fetița mea, alături de mine și alături de vârstnici și a colindat și ea, le-a cântat și ea ceva și atunci am trecut mai ușor peste momentul ăsta. Dar recunosc că este un sentiment aparte să poți să aduci bucurie în sufletele unor oameni care chiar au nevoie. Să simt că sunt acolo, că sunt văzuți, că cineva e aproape de ei. Dar la ce centru ai fost? Un centru de persoane vârstnice din Drobeta Turnu Severin. Dar mai apoi am vizitat un alt centru unde erau câțiva copilași, suflete așa frumoase și nevinovate, dar puternice, niște eroi. Și a impresionat-o și pe fetița mea. Acolo parcă a fost și mai greu, dar și frumos în același timp. Recunosc că e destul de greu, dar nu se compară cu bucuria pe care o vezi pe chipurile lor în momentul în care poți să le aduci un strop de emoție și de bucurie în suflet. Pentru mine sunt adevărate lecții de viață aceste vizite din centre și mi-aduc aminte că întotdeauna trebuie să prețuim fiecare moment din viața asta să fim mai uniți, mai buni și mai aproape unii de alții, mai ales în preajma sărbătorilor. Când mulți dintre noi avem alături pe cei dragi, dar e bine să ne gândim și la cei care sunt singuri, care nu au pe nimeni alături de sărbători și atunci sunt cele mai grele momente. Am văzut că ați făcut și pe Moș Crăciun, nu doar pe colindătorii. Da, așa este. Anastasia a fost foarte impresionată și a strâns așa din jucărioarele ei
câteva, deși la început i-a fost foarte greu să dea din lucrurile ei, dar după aceea, după ce a văzut bucuria celorlalți copii, a zis că vrea să mai facă lucrul acesta, le-am cumpărat cadouri și s-a bucurat și ea enorm, a fost o lecție și pentru ea, i-a plăcut tare mult. Pentru noi a fost așa ca un cadou, zâmbetele, sunt zâmbetele lor și cu siguranță vom mai face lucrul acesta. M-aș bucura să văd din ce în ce mai multe acte de genul acesta pentru copii și mai ales și pentru persoanele vârstnice care au nevoie, au nevoie să le fie cineva alături. Tu ce vei face de sărbători? De sărbători voi fi alături de familie, chiar este primul an în care de Revelion nu cânt și mi-am dorit tare mult să stau alături de familie, pentru că anul acesta am fost implicată în foarte multe activități și mă bucur că mi-am luat timp pentru mine și pentru familie anul acesta de sărbători. Și de Crăciun? Atât de Crăciun, cât și de Revelion. Oh, de ambele da. Sărbători acasă. Ambele sărbători acasă, da. Moșului ei scris? Nu i-am scris, dar cred că știe ce îmi doresc. Îmi doresc ca toată lumea să fie fericită, unită și le doresc tuturor oamenilor sănătate, pentru că sănătatea este cel mai de preț lucru pe care noi îl putem avea și să prețuim toate momentele alături de familie și de cei dragi. Să aibă parte de multă sănătate, fericire și sărbători în tihnă, liniștite și frumoase alături de toți cei dragi lor. Te-ai mâniat Tu, Doamne, pe noi copii Tăi, căci toți suntem nevrednici și foarte mulți sunt răi. O, fie-ți milă, Doamne, de noi copii Tăi. Nu ne lăsa pierzării, măcar că suntem răi.